Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact dacă persoana la care voi vă gândiți vede un viitor alături de voi. O să vă rog să alegeți una dintre cele trei variante. Dacă doriți o etalare personală, veți avea toate detaliile în descriere. Bun. Și eu voi începe cu etalarea numărul 1. Bun, aici cu această persoană aș putea zice că lucrurile sunt destul de complicate, în sensul în care am senzația că aici ați avut deja un trecut cu această persoană, lucrurile nu au decurs foarte bine, aici separarea pentru majoritatea dintre voi s-a întâmplat din cauza unei alte persoane. Nu înseamnă neapărat că a fost o conexiune mai stabilă, ci pur și simplu a fost o conexiune în care pasiunea era la cote mai înalte. Să vedem dacă ajungeți mai ușor sau mai greu aici. Bun. Ideea este în felul următor, că între voi lucrurile sunt destul de complicate. Această persoană nu va veni foarte curând către voi. Nu din prima împăcare veți ajunge la familie fericită și totul va fi drăguț. Aici încă aveți anumite contracte karmice de dus până la capăt. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Aș mai putea spune că această persoană destul de târziu va fi hotărâtă să se concentreze asupra voastră, iar voi, dacă încercați de acum să sperați că această persoană va reveni foarte curând către voi, vă dezamăgiți degeaba. Este cazul să lăsați această persoană în urmă pentru un moment și să vă bucurați de propria viață. Consider că acum aveți în viață un suflet pereche care vă este mult mai benefic, cel puțin pe termen scurt. Chiar dacă nu vreți să auziți acest lucru în acest moment, efectiv asta îmi vine. Deci aici cred că la varianta 1 deja aveți o altă persoană care vă curtează și ar fi mai bine să continuați cu această persoană cel puțin pentru o perioadă. Deci, cel puțin pentru un moment să nu vă așteptați la nimic, lăsați timpul să mai treacă. Bun. Pentru varianta numărul 2. Aici aveți de-a face cu o persoană destul de indecisă, o persoană care are nenumărate opțiuni în jurul său, însă este destul de reținută în a face o decizie permanentă, deoarece e teamă de greșeală. Această persoană poate avea obiceiul să spună niște cuvinte un pic mai dure. În ceea ce privește o stabilitate, în ceea ce privește o colaborare financiară, în ceea ce privește o căsnicie, această persoană este foarte fixată către acea colaborare sau căsnicie, dar până se ajunge la acel punct, este chin și jale. Dacă voi sunteți într-o conexiune cu această persoană, nu știți exact unde să vă încadrați cu această persoană, cel mai bine ar fi să aveți un proiect împreună, astfel încât această persoană să aibă timpul necesar să vă observe și să fie totodată obligat într-o oarecare măsură să dea cu nasul de voi, fie că îi place sau nu, pentru a vă descoperi un pic mai bine. Acest lucru va ușura un pic lucrurile între voi. Deci această persoană nu vede în acest moment neapărat un viitor alături de voi, dar lucrurile se pot îmbunătăți dacă voi aveți grijă să aduceți în peisaj niște proiecte comune. Bun. Și pentru varianta 3. Aici nu cred că aveți de-a face cu o persoană cu care
aveți o conexiune de multă vreme, această persoană, din păcate, caută să se elibereze de voi, cel puțin în acest moment. Consider că această persoană de întors se va întoarce, dar trebuie să o lăsați acum să-și facă de cap. În momentul în care va veni o persoană mult mai matură, foarte schimbată, mai mult în partea de emoție, va fi mai dornică să-și exprime sentimentele, va fi mai dornic să lucreze asupra relației, și va veni cu soluții practice pe care să le aplicați pentru ca lucrurile să decurgă mult mai bine. Această persoană se va întoarce efectiv ca după război, în sensul în care această persoană va fi destul de rănită, destul de obosită, destul de sătulă să aibă de-a face cu alți oameni, își va fi învățat lecția și va fi dispus sau dispusă să se dedice numai vouă. Cam atât am avut de spus pentru voi. În acest moment nu are nicio intenție, însă când va reveni foarte serios această persoană. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că v-a fost utilă și să ne revedem cât mai curând. La revedere!